fără apă, cu ochii căutând-o în zadar, mereu e în preajmă și mereu ne scapă, ascunsă de o umbră de stejar. Și fagii o mai țin rădăcină și se numește roa în zon de zi, de năucirea ei nici setea plină și apa în somn de funți vom regăsi. Nici nu mai știm de unde atâta verde, când apa a fugit de mult din munți și întreaga înaltire ei se pierde sub scutul mor al brazilor cărunți. Când vine întunericul, când luna pe toate pune tristul ei pustiu, în voi, amăgitoare totdeauna, ecourile dorul apei știu. Dar nu e apă, ci spre zor transpiră copacii tragici care o conțin, Orfeu deshidratat spre o moarte liră, mai cântă despre ape care vin. Ca un eveniment în cerul și ca despre un mit răzbunător, ca despre lună unde stă oierul, așa vorbim despre un vieț izvor. L-au nimerit după un colț de stâncă, se strecura aproape vinovat, voi a răspuns la zestrea lui adâncă și astfel, cum l-au găsit, l-au și captat. Și muntele e tot fără de apă, deasupra ochii cerului sunt mari, când văd cum apa de căldură crapă, iar noi nu punem preț pe fântânari. Așa încât ni se usucă lancea și când se toși înnebunesc la stâng, aici la Tarnița, în munții Brancea, de dor de apă te veni fântâni.
Acesta a fost momentul școlii gimnaziale numărul 7 din Foșan. Acești copii minunați care vă spun aici tuturor că mă mândresc cu ei din suflet. Suntem o școală mică față de alte școli din orașul Focșani, dar iată că așa cât suntem cu elevi mai puțini, am putut să organizăm o astfel de activitate și nu pot decât lor să le mulțumesc din suflet și vă mulțumesc, dragilor, și știți foarte bine cât de mult vă iubesc și vă prețuiesc. Domnul primar al orașului Focșani ar dori să spună un cuvânt, dar să fie și copii aici, pentru că, așa cum am spus, toți suntem mândri de ei și ne mândrim împreună cu ei. Domnule primar! Mulțumesc, domnule director! Bună seara, dragi copii! Bună seara, doamnelor și domnilor invitați! Momente emoționante, momente nemaipomenite. Sala este arhiplină. Stăteam de vorbă cu domnii profesori înainte de a începe acest minunat eveniment și mi-au spus că la prima ediție ați început în sala de sport a școlii. Iată că astăzi deja sala ansamblului folcloric Țara Vrancii este neîncăpătoare. Deci ceea ce înseamnă că activitatea dumneavoastră se bucură de un real succes și mă mândresc cu acest lucru și vă felicit, domnule director, vă felicit pe voi, dragi copii, felicit colectivul care a muncit alături de dumneavoastră și mi-aș dori să văd o reeditare a ceea ce făcea marele nostru poet Adrian Păunescu, să avem un stadion plin. Pentru că văd cât de mult iubiți, cât de mult respectați, cât de mult apreciați ceea ce a fost și a reprezentat pentru toți românii, de la cel mai mic până la cel mai mare, vin astăzi cu o dorință de a pecetlui această dragoste a dumneavoastră. Și aș dori, domnule inspector general, domnule director, să fiți de acord cu mine ca să-i obligăm pe toți acești copii și pe generațiile care vor veni după ei să respecte și să iubească și să devenim o sărbătoare a acestei școli, pentru că trebuie să vă spun un singur lucru. Școala gimnazială numărul 7 din Focșani este singura școală care nu are o denumire. Domnule inspector general, haideți ca împreună cu dumneavoastră astăzi aici, în memoria celui care a fost Adrian Păunescu, școala gimnazială numărul 7 se numească de astăzi înainte școala Adrian Păunescu. Este cel mai frumos mod de a serba și de a recunoaște atât valoarea acestei școli, cât și valoarea ceea ce a fost Adrian Păunescu pentru toată lumea și pentru identitatea neamului românesc, pentru că el a știut, așa cum și dumneavoastră faceți astăzi aici, și să știți că în puține școli am auzit din țară când se pune foarte mult accent pe ceea ce înseamnă rădăcina neamului românesc. Pornită de la sat, cu limbă, cu tradiție și cu credința în Dumnezeu. Ceea ce marele poet a spus și este scris acolo sus, că sunt câteva lucruri, două lucruri sunt imposibile în lume, iată că noi trebuie să le facem să fie posibile cu ochii minți. E imposibil să-L vedem cu ochii pe Dumnezeu
și să povestim dragostea. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi aici, demonstrați că iubiți pe Dumnezeu și aveți dragoste față de tot ceea ce înseamnă tradiție, tot ceea ce înseamnă identitate de neam și țară. Vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce faceți și haideți să spunem cu toții la mulți ani Școala Adrian Păunescu. Mulțumesc! Era un gând al nostru de mult, o să cerem aportul și fiului marelui poet, domnul Andrei Păunescu, și vom începe toate demersurile legale ca la anul, când începem anul școlar, să primim numele de Școala Adrian Păunescu, Școala Gimnazială Adrian Păunescu. Bravo! La adresa școlii noastre. Suntem o școală de cartier și suntem mândri că din, la această școală am învățat foarte multe personalități din orașul Focșani. Dragi copii, vă mulțumesc, vă rog să vă retrageți și să continue spectacolul nostru. Gazda noastră, doamna Maria Murgoci, ne va încânta cu nestemate din repertorul dumneei, cântece de neam și țară. Doamna Maria Murgoci este păstrătoarea tezaurului folcloric vrâncean. Această distinsă doamnă a cântat satul românesc cu obiceiurile și tradițiile lui, portul țărănesc, tot ceea ce nu trebuie uitat, a cântat și a păstrat tot ce reprezintă identitatea noastră.
Nu
mulțumesc cu cât a trăit. Și pentru că ne aflăm la Copșani într-o zi specială, cu oameni frumoși la timp și la suflet, alături de domnul primar al municipiului nostru, un cântec special. Felicităm și noi școala 7 și pe toți cei care s-au implicat în realizarea acestui proiect extraordinar. Îi mulțumim lui Andrei Păunescu că an de an poposește aici, în municipiul Focșani, și ne bucurăm împreună de tot ce a creat Adrian Păunescu, de cântecul nostru istoric, de rădăcinile pe care noi trebuie să le păstrăm cu mândrie, cu respect, de limbă, de credință, de tot ce este românesc. Și pentru că Hora Unirii, iată, s-a jucat aici, în Piața Unirii din municipiul Focșani, la 1859, un cântec special. La Focșani, Hora ne adună! Iată, a venit și punctul culminant al serii, moment deosebit. Recitalul domnului Andrei Păunescu, fiul marelui poet. Cât de frumos vorbea Adrian Păunescu despre fiul său. Acest tânăr bărbat are curajul de a ieși în lume prin rădăcini și nu prin crengi. La vârsta la care alții abia își dădeau seama că ei sunt copii, Andrei Păunescu s-a decis greu să mărturisească păcatul de a scrie literatură din complexul că este fiul unor scriitori. Andrei Păunescu spunea despre sine când a fost întrebat: cei care vă cunosc foarte bine știu că sunteți un om modest. Cum se împacă modestia cu succesele incontestabile pe plan profesional? Iar domnul Andrei Păunescu a răspuns superb la momentul respectiv. Modestia este mai degrabă o dorință de a avea bun simț
și o chestiune structurală pe care o moștenesc de la mama mea. Nu aș vrea să se confunde modestia cu lipsa de rigoare sau de demnitate în anumite momente, când sunt călcat pe orgoliu. Modestia vine din bun simț, pornit din copilărie, și nu am abuzat de faptul că tatăl meu a fost un om puternic. Vă mulțumim, domnule Andrei Păunescu, că ați venit și în acest an. Iată, este al cincilea. Copiii școlii gimnaziale numărul 7 au crescut și cresc. Noi mai îmbătrânim. Dar poezia lui Adrian Păunescu va fi vie mereu și ceea ce facem noi astăzi va rămâne în istoria orașului Focșan și în istoria școlii gimnaziale numărul 7 Focșan. În această seară, pe scenă va mai urca alături de domnul Andrei Păunescu și soția Maria Păunescu și fiica Adriana Păunescu. Bun găsit tuturor! Tradiția se respectă, asta înseamnă că oamenii din Focșani sunt nu numai plini de inițiativă, dar sunt și foarte, foarte serioși. Dacă de atâția ani păstrăm tradiția, înseamnă că este un lucru mare. Vă spunem bună seara în formula anunțată și în plus, în onorare, Suciu din trupa totuși, care se pregătește să vă însoțească prin sunetul pasului. Cred că o să facem din mers reglajele. Dați-ne puțin vocea mai sus în monitor. Mai bine stabilim de la început lucrurile astea ca să se audă perfect și să facem o altă seară mare la dumneavoastră. De fapt, la noi, acasă, la Focșani, pentru că așa ne simțim aici. Muzica noastră. Să mă mai lași, să mai rămân ca un cosaș în niște fâni. Să Thank you.
Carol Maria și Rare și la refer. Haideți să cântați dumneavoastră ca un ecou frumos. Să mă mai lași, să mai rămân ca un cosaș. Să dăm o lucrată, da? Să mă mai lași. Ce facem aici? Cântă doar copiii mici? Însoțitorii, părinții, profesorii, ce faceți? De ce sunteți leneși? Păi, v-ai epuizat programul de până acum? Haideți că de-abia am început și mai avem încă 49 de cântece de până acum. Haideți, haideți, puțin mai multă energie. Că dacă sunteți obosiți, mai cântăm un cântec, două, cântăm de rămas bun și gata. Toată povestea spectacului nostru este să fie un joc între sală și scenă. Altfel n-are niciun rost nimic, da? Dați-ne puțin mai tare și toba în monitor să ne simțim exact ca la un spectacol de folk și rock. Absorbită în firesc, dar fi stăt
cântăm, dragii noștri, și pentru părinți. De fapt, în primul rând să cântăm pentru părinți, pentru că fără ei niciunul dintre noi nu ar fi aici. Dacă puteți să-mi dați vocea mai tare monitor și cu asta sunetul este pentru noi perfect.
nici nu scrisese. Un cântec intitulat Somn ușor, scuz de greu. E vorba despre starea în care noi, ca nație, în general, stăm. Starea de apatie, starea în care dormim pe noi și alții ne iau și resursele, și cultura, și industria, și agricultura. Și mă tem că foarte curând o să încerce să ne ia și țara de sub picioare. Dacă nu ne trezim, într-o țară, dragilor, și nu e o glumă. Am mai trecut în istorie prin asta și ar fi bine să ne trezim la timp, să nu fie prea târziu. Despre asta este cântecul nostru. Și pot să vă spun că am scris versul acestui cântec pornind de la o idee pe care Adrian Băunescu o spunea în Parlamentul României în 2003. Când, în aceeași măsură, criticându-și colegii de partid și adversarii politici, le transmitea că n-avem voie să fim de noi astăzi cu cerneală, ceea ce strămoșii au cucerit cu sânge. Și, din păcate, exact asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat de la trei.